Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, după ce au trecut într-un fel sau altul emoțiile prasnicului Sfântul Dimitrie Basarabov, îndrăzniți-mi să vă aduc aminte că astăzi este prăznuirea Sfântului Iachin, mitropolitul țării românești, a Sfinților Mucenici Terentie cu soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor. Și, nu în ultimul rând, a Sfântului Ierarh Firmilian, episcopul Cezaraie Capadociei, nume pe care avea să-l poarte până în istoria modernă unul dintre frumoșii mitropoliți ai Olteniei, mitropolitul Firmilian. Îngăduiți-mi că astăzi să vă pun la inimă cuvântul din Filipeni, capitolul 3, versetele 10-11. Ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu primit părtaș la pătimirile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea din morți. Cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Pavel ne arată că doar parcurgând întregul fir al vieții, cu Hristos, în Hristos, putem să ajungem la locul în care Hristos ne așteaptă, dreapta cea binecuvântată a Tatălui. Praznicul de astăzi, aducând aminte de Sfântul Mucenic Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii, ne aduce aminte că înainte de prăznuirea Sfântului Constantin Brâncoveanu și de viziunea aceasta a lui în care mai bine piere decât să mărturisească altceva decât ortodoxia, nu era nouă și că, în primul rând, astfel de oameni au schimbat istoria lumii, dăruindu-i Hristos ce avea mai de preț, pătimirea lor, moartea în așteptarea învierii. Cuvântul de întărire vine din o maică de data aceasta, Ama Teodora, care este și ea cuprinsă în Pateric, observați, o carte a părinților în care intre și o femeie. Să știi că dacă cineva își pune mai înainte în gând să trăiască în liniștire, îndată vrăjmașul vine și îngreuiază sufletul lui cu accedia, cu nepăsarea, cu gânduri. Îngreuiază și trupul cu bol, cu slăbiciune, cu înmuierea genunchilor și a tuturor mădularelor. Îi se topește puterea sufletului și a trupului și zice: sunt bolnav și nu am putere să-mi fac pravila. Dar dacă suntem cu trezvie, toate acestea dispar. E taina pe care ne dorește Hristos de fiecare dată. Este o ispitire să fim, într-un fel sau altul, scoși din ritmul mărturisirii lui Hristos. Dar este și o mare bucurie să știm să plătim cu propria noastră pătimire pentru împlinirea învierii în Hristos. Taina aceasta ne este pusă la îndemână în toată săptămâna aceasta. Să știm să alegem, să știm să dorim, să știm să învățăm că alegerile noastre contează și că sunt parte integrantă a mântuirii noastre. Nu, creștinismul nu este apăsat tasta 1, nu este o lume a magiei, nu este o lume în care lucrurile merg așa cum credem noi că ar trebui să meargă după un scenariu prestabilit, ci creștinismul este o zbatere pentru fiecare creștin, fiecare clipă, fiecare zi. Este o zi de bătălie. Și să nu uitați niciodată că așa este cu fiecare zi. Mâine este o nouă zi.